În contextul începerii noului an școlar, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara a dispus luarea de măsuri specifice în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar. În acest sens, a dispus ca patrulele de poliție să fie prezente în zona școlilor, fiecare unitate de învățământ fiind inclusă în itinerariile de patrulare auto și pedestre ale poliției. Echipajele de poliție vor fi prezente zi în zona intrărilor în școli, în intervalele orare în care se desfășoară intrarea și ieșirea de la cursuri a elevilor, o atenție deosebită fiind acordată unităților de învățământ din mediul rural, dar și respectării normelor igienico-sanitare aflate în vigoare. Ne aflăm în zona unităților de învățământ, cu efective de ordine și siguranță publică, dar și de poliție rutieră, polițiști ai biroului pentru siguranță școlară. Aceștia îi vor sprijini pe cei mici în privința ordinii și siguranței. Dorim să nu se producă incidente. În parcursul întregului an școlar vom fi alături de cei mici, vom include în itinerariile de patrulare unitățile de învățământ și vom acționa împreună cu celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv cu jandarmeria, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cu poliția locală, pentru a preveni producerea unor fapte antisociale în proximitatea sau în incinta unităților de învățământ, pentru a preveni delincvența juvenilă sau victimizarea minorilor, dar și implicarea celor mici în evenimente rutiere pe fondul neacordării priorității de trecere sau a traversării neregulamentare a străzii. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată de această dată și normelor igienico-sanitare destinate prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus. Polițiștii din structurile de prevenire, de proximitate și de la posturile comunale vor avea întâlniri atât cu reprezentanții școlii, cât și cu părinți și elevi. De asemenea, pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, indiferent dacă se află în mediul urban sau cel rural, a fost desemnat câte un polițist de ordine publică, ce va răspunde în mod direct de prevenirea și combaterea fenomenului antisocial specific acestui domeniu. Acesta va face parte din Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar, constituită la nivelul unităților școlare și va aviza fișele de eveniment întocmite de consilierii școlari sau președinții comisiilor antiviolență din cadrul unităților de învățământ.